Salutare tuturor și bine ați venit la un nou videoclip. Suntem aici la stația Arad și vom face un video despre trenul Intercity Arad-București Avram Iancu. Așa că haideți să dăm drumul. Wow, vagon expres, fain. Bine ați venit. Dar nu,
și este și Wi-Fi CFRIC 2022 acolo pe tren. Am încercat, o să încerc. Aha, acolo, îi vedeți? Și acum introduc parola și să vedem dacă merge. No. Pare că avem internet. Și să vedem și cu ce viteză merge. Merg cu 30.
urechi, da. Bun. Stația de va. Și asta are mult până va fi gata mai clădirile astea, deci trebuie modernizate. Da, am dat drumul acum, da, 103, 104, 105, da, nu știu ce am pus pe vitezometru de bicicletă. Hai și mai. Wow, ce fain se văd munții, nu știu cât vedeți voi, dar eu văd, văd cum era 120. Tunelul Turdaș. Aha, arcada tunel. Am video și cu cum trec prin tunelul ăsta, dar oricum merg 120. Haideți că a fost doamna însoțitoare binevoitor, poftit cu niște sucuri, cu niște chipsuri, snacksuri. Eu am zis, iau un Pepsi, nu-i sponsorizat, dar să bem puțin, nu? Ceva lăcuritor. Apropo, să notăm că mergem pe 145 acum. Zona asta, uite acolo. Așa arată viteză. Wow! Super, mă! Ai, 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 și bot! În viteză! Așa de repede merem că lăsăm praf în urmă. De timp au rezolvat ușa asta, o închis, Doamne ajută. E bine. Vințul de jos. Oricum, stația Alba Iulia. Secundă. Coșdariu. Dar cred că o să revenim aici. Nu știu de ce. 80, 90. Ma încetem eu acum să urmeze stația Tăiuș. Tăiuș. Vagoanele de la Cluj, acum în spate se manevrează deja vagoanele de Arad. Înapoi. Să-mi iau și o loc, că am luat suprimind de loc. Vagon 1, loc 8-7. Să vedem. Da, cred că mă pun să mă urc pe tren. Vedeți și voi că, da, nu pe clasa 1, pe clasa 2, dar asta e aici. Hai. Da, vedeți și voi că vagonul acesta e de tipul celălalt care am venit de la Arad. Dacă ar fi mai mulți oameni, atunci ar fi interesant. Știu că este cazul în care se umple. Cu toate că poate să pară că cu carte de călătorie, voi, Doamne, pot să mă duc cu orice și Intercity și nu știu cum. A, da, dar pentru Intercity cel puțin trebuie să plătesc un ticket. Uitați, 19 lei am mai plătit. Gândiți-vă, dacă aș duce în fiecare weekend, deși nu e cazul, aș plăti 32 ori 19 sau 20, cum vreți voi să creșteți, deci bani suplimentari. De-aia zic, ușor să critici și greu să te gândești puțin, stai puțin că omul tot plătește și are costuri, deci de plimbat n-aș mai spune că mă plimbă,
Mai degrabă vă prezint, vă arăt și vă țin la curent cu căile ferate din România. Asta consider eu că fac. Acum fiecare crede ce dorește. Na, plecăm. Aici se va întâmpla faza ciudată. Normal, noi trebuie să mergem încolo. Dar din vari motive mergem înapoi la Coșlariu, înapoi, că de acolo am venit. Și după aia ne întoarcem pe dincolo, pe linia 9. Asta, nu știu, o să vedem. Coșlariu, fain. Nu știu, normal nu trebuia să fim aici. Da, stăm puțin aici, iară. Normal nu era cazul, dar, na, temporar. Locomotiva cred că se desface din spate. Da, o chestiune de menționat, sunt două grupe, unul de principalul de Arad, București și celălalt de Cluj, Teiuș, București, mă rog, ambele la Teiuș se întâlnesc. Sunt trei vagoane de la Arad, trei de la Cluj, două de clasa a doua, unul de clasa a întâi la fiecare, deci cam așa e situația. Și confortul e destul de bun, ai și bar. Mă rog, bar, bistro, nu știu dacă e chiar restaurant, că nu pare. E împreună cu locurile, da, nu? Bun, haideți că locomotiva s-a atașat, pantograful e sus, timpul să ne urcăm. Stația Blaj, da, așa. Am video și de aici, deci vă recomand. Și acolo trecut linia spre Șieu Măgărăuș. Alt video, vă recomand. De aici video. Vă recomand. Mediaș. Și de aici am video, dacă îl doriți, vă recomand. Și convențională, cea veche.
lang. Stăm aici, frate. Stăm bine. Wow. Păi o lucrat ceva aici, frate. Da, ne-am oprit. Vreo 20 de minute de staționare am plecat mai departe. Cum București nu e mare. Oricum, un lucru de menționat, trenul e destul de gol, adică nu știu dacă suntem 15-20%, cel puțin aici e foarte gol. Dincolo, pe grupa de Arad, parcă erau vreo 30%, dar nu mai mult. Da, fraților, aici să nu ne mai așteptăm la vreo 3 ore de mers până la Brașov, sau chiar mai mult de 3 ore. Normal, asta nici n-a trebuit să faci mai mult de o oră, maxim o oră, chiar mai puțin, dacă se va merge la cea mai mare viteză după ce se va reabilita tot. O fi vedea și om trăi. Fedioara. Adică suntem mai devreme. O să mă mai uit, desigur, și o să vă spun. Până acum e ok. Ce vreau să vă întreb e, acum filmez cu 4K 60, dar cu HDR 10+, opțiunea asta la telefon. Deci sunt curios cum se vede. Ar trebui să fie mai bun din ce am văzut. Dar nu. Abia acum trebuia vreo 2-3 minute, sigur, sau sunt de întâlnire, dar plecăm. Și 23 programat. Stația Brașov. Viteză, tante, viteză! 101-102 la ură. Efectiv.
aici ai teoretic gara regală, dar mă rog, administrativă e stația CFR. Da, vorbind de prezentarea vagoanelor, probabil ați văzut că am băgat la început, adică ce am filmat la început, când am trecut prin toate vagoanele de la Arad. Era compunerea standard, adică clasa a doua, clasa a întâi și după aceea iară clasa a doua. Fapt care s-a repetat și la vagoanele astea care au venit de la Cluj, care de fapt e Intercity 532, combinate cu 522 de la Arad, la Teiuș până la București. Deci da, interesant e că da, este ceva loc de bar, bistro, dar mai de fapt e un butic, cum zicea și Trips on Budget, că eu a făcut ceva postare, eu nu am mai făcut video, dar am făcut eu acum, dar sunt de acord cu ea, deci chiar așa e. Deci, haideți că am ajuns mai devreme, trebuie să ajungem la ora 17 fix și 16:56, Ploiești Sud, adică, scuze, Ploiești Vest. Ești vest. Oricum, prețul de 152 de lei pare cam mare. Dar dacă plătiți mai mult, nu mergeți cu Interregio, mergeți cu Intercity. Și atunci, no, totuși, atmosfera e altfel. Altfel vă simțiți aici, e mai plăcut. Asta e impresia mea. Ai... poți să primești snacks-uri, sandwich-uri, am văzut, și sucuri, și băuturi, dar și cafea. Ideea e că, vezi, că mai scumpe decât la magazin, cum ai primi, dar păcat că nu ai, nu știu, servicii mai de mâncare, de mâncare caldă, mai de ceva, dar eu personal cred că merge, adică e mult mai ok decât la orice alt tren am văzut până acum. Eu m-am simțit chiar bine, orele astea au trecut destul de repede, chiar și cu faptul că vorbim de 10 ore până acum. Deci da, dacă vă convine să ajungeți la București la ora respectivă sau la Brașov sau la Ploiești, depinde de unde mergeți sau de unde mergeți. Deci, da, recomand Intercity-ul. Dacă nu vă convine să faceți 11 ore jumate aproape de Arad la București, atunci nu prea. Deci, da. Cam asta ar fi concluziile mele. Baia e curată, locurile sunt confortabile, chiar e curățenie, pot să zic că s-a făcut murdărie, coșurile de gunoi erau destule, deci am putut să eu și eu să mă descarc în sensul ăla. Am luat și sandwich, am băut și suc, a fost ok. Oricum, dacă vorbim și de scaunele la clasa 1, din alea de tip ce erau pe TGV-urile alea mai vechi. Dar după trip sau în budget, pare că e confortabil, ai și măsuță, poți să și lucrezi la calculator și ai și liniște, pentru că el când a fost maxim 40% ocupare. Bine, eu mi-am spus la Brașov, dar din coace a fost 80-90% la clasa a doua, deci există diferență. Atunci a fost și mini vacanța de 1 mai, acum nu-i cazul, e numai sâmbătă și nu prea sunt. Ocuparea aici de la Brașov-Ploiești deja, să zicem, 50%, nici atâta cred că nu e, dar nu. Și până la Brașov a fost în jur de 25-30%, cel puțin aici, în zona mea. Dar cred că peste tot cam atât a fost.
ajuns la Gara de Nord București, așa că eu o să mi-au rămas până așa frumos de la voi, de la această călătorie cu trenul Intercity 522 Avram Iancu de la Radba București. Ziceți probabil asta despre acest video, tot ce credeți, chiar dacă a fost așa de lungă, eu zic că o meritat. Dați un like, dislike, oricare contează, dismuți mai departe, atinge și clopoțelul și ne vedem în următorul videoclip. Salutare, pace, să fiți iubiți! Bye! O estimat mai mult. 5 minute, da? Eu am calculat, am văzut 4. Ramă interesantă și asta. Dacă doresc să continui călătoria alături de mine cu trenul de noapte București Nord, Satu Mare, dă clip pe videoclipul de mai sus.